Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Dar oare ce ne-am rugat? Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Împărăția este lui Dumnezeu. Noi trăim pe pământ, rupți de ea din pricina păcatului. Și dacă ar trebui să o descriem, nici nu știm de unde să pornim și nici unde să terminăm. Ce mare har că a venit cineva de acolo la noi. Dacă n-ar fi venit Cornel cu imagini, a câte oare mergi? A trei oare încolo? La primăvară, a patra oară? Odată ce te duci, nu mai poți să scapi pentru că te trage ca un magnet. Imaginați-vă ce aș ști eu despre Uganda, nici nu știu unde să pun degetul pe hartă despre Uganda. Așa e cu împărăția lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi venit întrupatul fiu al lui Dumnezeu să ne vorbească despre ea, ce aș putea să spun eu despre împărăție? Evanghelia după Matei este Evanghelia împărăției și a început cu Evanghelia și etica împărăției, predicate pe munte. Apoi Domnul Iisus ne-a demonstrat puterea împărăției printr-o serie de minuni în capitolul 8 și 9. În capitolul 10 își trimite ucenicii ca să te atragă atenția asupra strategiei împărăției. Are nevoie de mâinile tale și de mâinile mele ca împărăția aceasta să se extindă. Apoi Domnul Iisus s-a așezat înaintea noastră ca singura poartă a împărăției. El este și ușa, El este și calea, nimeni nu vine la Dumnezeu decât prin El. Dar astăzi, prin pildele împărăției, ne vorbește despre natura acestei împărății. Dacă El nu mai ar vorbi despre taina împărăției, despre natura împărăției, nici n-aș ști ce să vă spun. Dar vorbirea prin pilde este totdeauna lunecoasă, pentru că o metaforă o poți întinde încotro dorești. Și de aceea este foarte important să lași lucrurile în contextul lor. Ce este o pildă? Este o istorioară pe care Domnul Iisus o construiește din mers în timp ce stă de vorbă cu ucenicii săi. El are realitatea pentru că vine din ea și de aceea este extrem de ușor pentru el să observe principiile împărăției, lucrurile pe care Dumnezeu le-a așezat în jurul nostru. Și de aceea folosește întotdeauna lucruri extrem de comune. Un semănător, o sămânță, o altă sămânță, sămânța de neghină, o sămânță de muștar, aluatul, un ogor în care este ascuns o comoară, peste care dai din întâmplare, un negustor care știe valoarea mărgăritarilor și caută cu înfrigurare să găsească mărgăritarul acela de preț, sau un năvod, peștii care îi prinde. Observați lucruri extrem de simple pentru oameni din jur, toți se puteau raporta la ele. Dar ce face Domnul Iisus din pricina faptului că Fiul omului vine din cer, din împărăția lui Dumnezeu, poate lua aceste lucruri concrete și le poate ridica dându-le un alt înțeles. Două lucruri aș vrea să facem în dimineața aceasta. Mai întâi să lăsăm pe Matei să ne predice. El a adunat din viața Domnului Iisus Hristos pildele și le-a așezat pildele împărăției în capitolul 13. Și pildele în sine, înșirate așa cum le-a așezat El, sunt predica pentru noi. Dar aș vrea să încheiem ziua focalizându-ne pe pilda semănătorului. Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus rostește niște cuvinte foarte ciudate. Când ucenicii Lui întreabă, de ce le vorbește în pilde? Ascultați cuvintele Lui. Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lor, nu le-a fost dat. Nu știu dacă nu vi se furnică pielea pe spate când auziți astfel de cuvinte din gura Lui și nu vă întrebați, dar eu între care din aceștia sunt? Mi-a fost dat sau nu mi-a fost dat? Dar înainte să ne oprim lângă pilda semănătorului, dați-mi voie să trec în revistă pildele pe care Matei le așează înaintea noastră. În primul rând este pilda aceea în care semănătorul a ieșit să seamene sămânța și sămânța cade în diverse categorii de pământuri. Apoi avem pilda neghinei. Nu doar că s-a semănat greu, ci vine vrăjmașul și în aceeași țarină seamănă neghină.
apoi avem pilda grăuntelui de muștar, pilda aluatului, tâlcuirea pildei neghinai, pe urmă pilda comorii din țarena a mărgăritarului, pe care negustorul găsește pe taraba celor care vând, și se termină cu pilda năvodului. Astea sunt pildele înșirate înaintea noastră. Ce aș putea învăța din întregul capitolului? În primul rând, inima ta și inima mea este pământul. Și în pământul acesta cade sămânța. Sămânța este cuvântul. Dar ceea ce ne spune Domnul Iisus dintr-un început, atenție, sunt doi semănători. Două feluri de semințe. Și doar urma alege. Cu alte cuvinte, doar secerișul lui Dumnezeu va hotărâ unde merge neghina și unde merge greul. Până atunci vor sta frumos pe băncile adunării și vor merge și vor face misiuni și vor cânta și vor pune în perș și își vor trăi viața religioasă. Să presupunem că am înțeles că sunt doi semănători și sunt două feluri de semințe și semința are puterea să transforme pământul într-o chipul și asemănarea semănătorului, și am respins sămânța ce area, am respins neghina și m-am deschis pentru cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă vi s-a întâmplat. Să vă puneți o întrebare privindu-vă în oglindă și zicând: Doamne, de ce e așa de nevoios drumul acesta al sfințirii? De ce nu mă transform mai repede într-o chipul și asemănarea Domnului Iisus? De ce este așa de greu să dezbrac omul vechi și să îmbrac omul nou? Doamne, nu se poate să grăbești un pic procesul acesta în viața mea? Nu știu, vi s-a întâmplat să puneți astfel de întrebări? Aduceți-vă aminte de pilda seminței de muștar. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu... Și vine și spune, e adevărat, nici nu o bagi în seamă, este cea mai mică dintre toate semințele. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în timpul Lui. Dar întrebarea pe care ți-o pune pilda comorii și a negustorului este: cât ești dispus să cheltuiești pentru comoara aceasta, pentru împărăția aceasta, pentru aluatul care va crește și va cuprinde toată plămădeala? Cât ești dispus să dai? Cei din pilda noastră au dat totul, au vândut tot ce au avut ca să cumpere comoara. Și când ai ascultat toate aceste lucruri, Domnul Iisus îți mai spune: bagă bine de seamă, dacă e obosit, să știi că drumul nu l-ai terminat. Sfârșitul alege pe unii de alții. Secerătorii au adunat neghina și au aruncat-o în foc, greul în grânar. Pescarii au tras năvodul cu tot felul de pești, au ales pe cei buni de cei răi, dar atunci este prea târziu. Și de aceea rămâne întrebarea: cât am priceput din comoara pentru care Dumnezeu îmi cere să dau totul, ca nu cumva să o pierd? Dați-mi voi să iau pe rând capitolele pe care Matei le pune înaintea noastră. Pământul este inima, sămânța cade în inima noastră. Problema este că sunt doi semănători, două feluri de semințe și două deznodăminte complet diferite. Vă aduc aminte de ce am spus un pic mai devreme: sămânța are puterea să transforme inima într-un chipul și asemănarea semănătorului. Pentru că sămânța este cuvântul care este din gura semănătorului și cuvântul acela are puterea să transforme, este viu și lucrător, dar la fel de puternic și de înșelător este și cuvântul celui rău. Povestea asta cu două semințe care își dispută întâietatea în pământul inimii noastre nu e de ieri, nici de astăzi, dragii mei, de când e lumea și istoria. Ascultați-L pe Dumnezeu vorbind primilor doi oameni în grădina Edenului. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere, ascultați sămânța căzând în inima lui Adam, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Cât timp a trecut să vină celălalt semănător cu sămânța lui? Șarpele ar mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? O, da, 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 nici să ne atingem de el, că vom muri. Na, nu veți muri, veți fi ca Dumnezeu. Uitați-vă la Eva, cum pământul inimii ei se deschide, primește sămânța.
Și apoi priviți-o cum sămânța o transformă într-o chipul și asemănarea semănătorului. Nu doar pe ea, pe toți descendenții ei. Dragii mei, noi trăim în iad. De la o zi la alta, tot mai negru. Din pricina puterii seminței de a transforma inima omului în chipul semănătorului. Dar lucrurile n-au fost așa doar atunci și acum sunt altfel. Ascultați-l pe Pavel în 1 Timotei, capitolul 4, vorbindu-ne despre acest pericol. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se lipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Sau ascultați-l pe Petru, scriind bisericilor din diaspora secolului I. În noroc s-au ridicat proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furișele zei nimicitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbările lor și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Dacă Dumnezeu n-ar fi știut că lucrul acesta nu s-a schimbat de-a lungul istoriei, este un pământ și doi semănători cu două feluri de semințe și ele cad pe pământul inimii mele și dacă inima mea se deschide și primește, sămânța are puterea să o transforme într-un chipul semănătorului. De ce credeți că Domnul Iisus Hristos a dat bisericii lui apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea, pentru echiparea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos? Ce să însemne lucrul acesta? Veniți cu mine în pustie. Este o recapitulare a istoriei. Este noul Adam într-o grădină transformată într-un pustiu cu șarpele care vine să arunce sămânța în inima lui. Ah, spune pietrelor să facă pâine. Sarde peste așina templului, închină-te mie și îți voi da toate împărățiile pământului. Uitați-vă la Hristos, la înălțimea staturii plinătății lui. Înapoi a mea Satano, este scris. Până vom ajunge toți la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijlocele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, la Hristos. Oare de ce? Sfântul Apostol Ioan, în capitolul 4 din prima sa epistolă, spune, preiubiților, nu dați crezare oricărui duh. Să știți că eu și n-aș avea niciun fel de probleme să resping pe cineva care vine să mă convingă Coranul. Și eu l-am acasă. Mulțumesc Domnului că nu pot citi. Dar n-aș avea niciun fel de probleme. Problema mea cea mai mare este când stau 4 ore de vorbe cu Biblia în mână cu frații mei care să mă convingă de un lucru sau altul, care știu că Hristos a venit să le pune capăt. Asta e problema mea. Și aici ne frângem gâtul cei mai mulți dintre noi, dragii mei. Și Scriptura spune, nu dați crezare oricărui duh. Cercetați duhurile, pentru că în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Spuneți-mi, cum poți identifica și evita învățăturile dracilor dacă nu cunoști învățătura lui Hristos? Și aici este problema mea cea mare. Dragii mei, nu că avem Biblia în mână și că nu știm versete din ea. Problema mea cea mare e că inima mi se rătăcește pentru că eu nu cunosc căile Domnului, tiparele în care Dumnezeu lucrează, adevărurile Lui mari, de la care El nu face rabat. Faptul că cunosc Ioan 3:16, mare lucru. Sau Roman 8:28. Dar e nevoie de mai mult decât atâta. Ca să reziști la învățăturile dracilor care se întețesc de la o zi la alta în jurul nostru, în biserica, așa zisa lui Hristos, trebuie să cunoști tiparele Scripturii. Ascultați-L pe Dumnezeu oftând. M-am dezgustat de neamul acesta, ei totdeauna se rătăcesc din inima lor. N-au cunoscut căile mele.
Cum poți să cercetezi duhurile dacă Duhul lui Dumnezeu nu te călăuzește zilnic în tot adevărul, dacă nu te hrănești cu El, dacă nu-L aduni în inima ta ca să nu te rătăcești în inimă? Să presupunem că am înțeles lucrurile, am citit Biblia și am zis nu lui Satan, cum a zis Hristos șarpelui în pustie, și m-am deschis pentru cuvântul lui Dumnezeu. Una din ofurile mele și cred că și ale tale și ale noastre a tuturor este de ce se întâmplă așa de încet lucrurile în viața noastră. Cum nu mi-aș dori o nevastă transformată de la o zi la alta? Cum nu mi-aș dori un bărbat care să se scuture puțin, să ridice în picioare, să fie ce l-a pus Dumnezeu și să mă iubească de mâine cum a iubit Hristos biserica? Am fost la Bistrița Nora, a avut împreună cu Adriana Cosman o conferință și venind pe drum, Adriana povestește despre o doamnă care la o conferință s-a trezit și a zis, eu de azi încolo mă schimb. S-a dus acasă și tocmai spăla vasele când a intrat bărbatul în casă. Și când a văzut că se deschide ușa, a închis repede robinetul, s-a șters mâinile, a zâmbit și a venit să-l primească. Și bărbatul l-a înlemnit. Și a zis, ce s-a întâmplat cu tine? Și ea îi spune, uite, am fost la o conferință și am luat o aplicație. El s-o fi gândit, oare cât o să o țină? Și povestea sună cam așa, de atunci încolo, ori de câte ori intră în casă, îi zâmbește și îl primește. Mă, toate încep cu o decizie. Dacă cuvântul acela a început să își facă lucrarea în inima ta. Dar întrebarea pe care mi-o ridic este de ce se întâmplă lucrurile atât de încet? Spuneți-mi, care ați vrea să fiți schimbați de la o zi la alta? Câți dintre voi ați auzit de sămânța de muștar? Oare ce o fi trecut Domnul Iisus prin cap să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu seamănă cu un negustos sau cu un om, cu un țăran, cu un gospodar care a luat o sămânță de muștar și a așezat-o în țarina lui. După care s-a oprit, s-a uitat la țarină, s-a pus în genunchi, s-a rugat, zice, Doamne, fă-o să o crească, dar repede, că n-am răbdare. Scriptura spune că este cea mai mică dintre toate semințele, dar când dai timp să crească în vremea lui Dumnezeu, ea ajunge mai mare decât zarzavatul, ajunge ca un copac în care păsările cerului își fac cuibul. Cu alte cuvinte, nu știu de ce durează sfințirea și dezbrăcarea. Dar dacă n-ai răbdare cu tine, știi ce se va întâmpla? Le vei trânti toate de pământ. Imaginați-vă femeia aceea care și-a șters repede mâinile, s-a dus și bărbatul începe să-și bată joc de ea. Și au zis, nu, dă-o încolo. Interesant este că în Luca, pământul bun este definit așa, capitolul versetul 15, sămânța care a căzut pe pământ bun este acela care după ce a auzit cuvântul îl ține într-o inimă bună și curată. Știți ce înseamnă ce spune fiecare agricultor? Înțeleg, dar până când? Well. Și textul continuă și face rod în răbdare. Ai răbdare și nu te da bătută. Singura nădejde. Adu-ți aminte de sămânța de muștar. Urmează alte două pilde, comoara ascunsă în țarină și negustorul care caută mărgăritarul și eu cred că cel puțin mie îmi pun o întrebare aceste două pilde. Cât sunt dispus să cheltuiesc pentru comoară? Noi vrem pe Dumnezeu fără să renunțăm la foarte multe lucruri din viața asta. Aia nu dau, aia nu dau, la aia nu renunț, asta îmi place, asta nu. Dar vreau și pe Hristos. Nu, nu, Pavel spune, ori le lași toate, ca să-L ai pe El, ori le iei pe ele și nu-L ai pe Hristos. Cine primește tăierea împrejur pentru că nu vreau să mă rup de neamul meu și obiceiurile și tradițiile mele, este dator să împlinească toate legea. Și dacă vrei să fii socotit neprinit prin lege, te-ai despărțit de Hristos și ai căzut din har. Dragii mei, cu Hristos este ori tot, ori nimica.
inima împărțită nu e binecuvântată de Dumnezeu. Dacă nu ești gata să vinzi tot ce ai, să cumperi comoara, și comoara este El, El e sămânța, cuvântul Lui, nu vei avea nimic. Cât ești dispus să cheltuiești pentru comoară? Împărăția celor se aseamănă cu un om care a dat peste o comoară sau cu un negustor care a căutat o comoară. Observați două situații complet diferite. Unul se întâmplă să are ogorul vecinului sau vecinul nu știu cui și fierul plugului dă peste o cutie în care a ascuns o comoară. Zice, wow, dacă o iau și plec, sunt un hoț, pentru că e terenul lui și comoara lui. Dar cum ar fi să cumpăr terenul? Că atunci legeam de drept asupra tot ce este aici. Vinde tot ce are și cumpără terenul ca să aibă comoara. Iar negustorul care dă peste ce a căutat, vinde tot ce are și cumpără mărgăritarul acela de mare preț, spune textul nostru. Oare cât prețuiește pentru mine împărăția lui Dumnezeu? Cu ce o împart? La ce nu vreau să dau drumul din mâna mea? Poate am o relație. Poate am un mijloc de câștig care nu e tocmai cinstit și eu știu, dar acum am copii de ținut și facturi de plătit și cât prețuiește pe mine pentru mine împărăția lui Dumnezeu? Ce sunt dispus să dau pentru ea? Cât sunt dispus să plătesc pentru ea? Uitați-vă la Apostolul Pavel. În timp ce era în iudaism, el spune despre sine, eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Să nu cumva să credeți că el s-a născut așa, ci el a trudit din greu să ajungă acolo, a dat din coate, s-a cățărat pe scări ca să ajungă mai pe sus de cei din neamul lui. Și dintr-o dată dă peste comoară, sau comoara peste el, pe drumul Damascului. Știți ce face el? Vinde tot ce are ca să aibă comoara. Tot ce are. Măcar că eu aș avea pricină de încredere, chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evreu, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, în ce privește neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Mă uit la Pavel dezbrăcând și vinzând tot ce are, tot ce are, devenind o parie a societății, ca să-L ia pe Hristos. Spuneți-mi, ce s-ar fi întâmplat dacă după ce l-ar fi strâns în brațe, ar fi văzut că e fals? Fost el la Bistrița și cineva a trimis un link să seară, deși era târziu, l-am deschis și vorbea un fariseu, un evreu. Și am stat și-l ascult, m-am uitat la ceas, am văzut că e târziu, e 3 ore, am zis, las că îl deschid de seara și îl ascult mai departe. Dar el, în mod evident, nu credea în Iisus, dar iubea Tora. Acum imaginați-vă că ați vândut tot ce aveți, ați luat comoara și cineva vă convinge că această comoară este falsă. Epistola către Filipeni este scrisă la sfârșitul vieții lui Pavel. După ce a primit tot ce putea primi din pricina lui Hristos, inclusiv pușcăria, din pricina lui. Și scrie din pușcărie și în versetul 8 spune, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea sau eforturile mele, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să fiu părtaș la suferințele Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea morților. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg. Alerg ca să ajung
cu orice chip și eu, să strâng comoara aceea pe viu în brațe. Mă lupt, spune Pavel. De ce, Pavele? Tâlcuirea pildei neghinei și pilda nevodului ne dau răspunsul. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar dacă într-adevăr este un seceriș, în care Dumnezeu va trimite pe îngerii Lui să strângă neghina din tarlam, tarlaua asta e biserica, noi trăim unii lângă ceilalți, dragi și fii de Dumnezeu, și avem impresia că suntem bine, dar va vine un ceas al socotelilor, când El va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Va veni un moment când El va trage năvodul la mal și va alege pești între ei. Și Pavel spunea că nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. De aceea strâng comora asta în brațe și sunt dispus ca toate celelalte să le socotesc ca un gunoi. Închide ochii și puneți o întrebare. Ești aici, ne bucurăm, asculți cuvântul, dar ce sunt de fapt? Sunt neghină sau grâu? Oare când vor veni secerătorii, care-i destinul meu? Pilda semănătorului, pilda neghinei, pilda grăuntelui de muștar și aluatului, pilda comorii din țarina, negustorului de mărgăritare și pilda năvodului. Toată povestea se învârte în jurul inimii tale și a inimii mele. Și de aceea dați-mi voie să mă întorc la pilda semănătorului. Iată, semănătorul a ieșit să seamene, pe când semăna el o parte din sămânță, a căzut lângă drum și au venit păsările cerului și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locurile stâncoase, unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată pentru că n-a găsit pământ adânc, dar când a răsărit soarele, a pălit, pentru că n-avea rădăcină și s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au înnecat. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod, un grăunte a dat 100, altul 60, altul 30. Cine are urechi de auzit să audă. Ucenicii s-au apropiat de el și au zis, de ce le vorbește în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției, lor nu le-a fost dat. Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției, lor nu le-a fost dat. Nu sunteți curios să aflați cine sunt nici cine sunt ceilalți? Lidia, cred că ești curioasă, da. Cine sunt nici cine? Cine sunt vouă, cine sunt lor nu? Ce înseamnă că unora le este dat și altora nu le este dat? Și oare eu în ce categorie intru? Eu între care mă aflu? Veniți să observăm textul puțin mai atenți. Lăsați-vă teologiile și filozofările deoparte, lăsați textul să vorbească. Am uitat să citesc primele două versete. În aceea zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mare mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul era pe țărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pildă și le-a zis, și de aici începe pilda. Semănătorul a ieșit să seamene sămânța. Dacă vizualizați împreună cu mine imaginea, Domnul Iisus este în corabie, El este semănătorul și El începe să vorbească și în fața Lui este o mare mulțime de oameni. Nu știu câte pilde a spus deodată, Matei le adună pe toate, El adună în blocuri tematice Evanghelia sa, dar văd pe Domnul Iisus, semănătorul, văd mulțimile care ascultă și văd grupul acela intim din jurul lui ucenicii. Ce s-a întâmplat? Exact ce se va întâmpla și astăzi. Eu, vorbărețul, voi termina de vorbit, frații vor veni și vor cânta o cântare, vom zice amin, vom pleca acasă și dacă veți asculta puțin prin curte cam despre ce povestiți unii cu alții, veți avea concluzia clară. Toți ați închis întrerupătoarele și v-ați întors la ale voastre. Așa a făcut și atunci. Au fost doar un grup care au venit la Domnul Iisus și au zis, tălmăcește-ne pilda aceasta. Știți ce spune Domnul Iisus? Vouă v-a fost dat
să cunoașteți tainele împărăției. Dar nu uitați, în pilda semănătorului sunt patru categorii de pământuri. Pământul bătătorit, pământul stâncos, pământul spinos și pământul bun. Acum nu pot pleca de aici fără să-mi pun întrebarea, cum arată pământul inimii mele? În care din aceste categorii m-ar așeza Domnul Iisus Hristos, care totul este gol și descoperit înaintea Lui? Mai am încă o întrebare și mai dureroasă. Starea inimii mele este un dat sau o alegere? Mi-a fost dat sau am ales să fiu ceea ce sunt? Cum se transformă inima unui om? În primul rând, Scriptura spune foarte clar, atenție, ești responsabil de inima ta. Cum se inima, se datorează alegerilor tale. Ascultați ce spune prin Ieremia Dumnezeu poporului său, căci așa vorbește Domnul, Ieremia, capitolul 4, versetul 3, către oamenii lui Iuda și din Ierusalim, desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spinda. Doamne, unora le este dat, altora nu le este dat. Nu, nu, textul spune, desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spinda. Tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile, oameni ai lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc care să se aprindă și să nu poată fi stins. Și din pricina răutății faptelor voastre să pieriți. Desțeleniți-vă un ogor nou, nu semănați între spini. Doamne, cum să o fac? Cum să desțelenesc ogorul inimii mele? Cum să fac din inima mea un pământ bun? Recitesc textul. Ucenicii s-au apropiat de el după ce a terminat predica și i-au zis, de ce le vorbește în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lor, nu le-a fost dat. Și ascultați-L pe Domnul Iisus continuând. Celui ce are, îi se va da și va avea de prisos. De la cer ce n-are, se va lua chiar și ce are sau chiar și ceea ce îi se pare că are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd să nu vadă, măcar că aud să nu audă și să nu înțeleagă. Cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit, a ajuns tard de urechi și și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la mine ca să-i vindec. Și-au închis ochii, li s-a împietrit inima, ca nu cumva. Dar ferice de ochii voștri și de urechile voastre, spune prorocii și cei neprieniți ar fi dorit să vadă, să audă ceea ce vedeți voi. Uitați-vă încă o dată la imaginea de acolo, de pe malul mării. Iisus este în corabie și propovăduiește. Mulțimile sunt pe mal și aud. Ucenicii mai fac un pas, întreabă. Și asta îi diferențiază pe unii de ceilalți. Pentru că Scriptura spune, cine cere, cui bate, îi se deschide. Cine caută, găsește. Dragii mei, Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său ca să te pregătească pentru iad și nici de ciudă nu se va descoperi, nu. Ci Dumnezeu dorește mântuirea ta, El nu dorește ca nimeni să nu piară, spune Scriptura. Ascultați dar ce însemnează pilda semănătorului. Cui vorbește Domnul Iisus? Unui grup care au pus o întrebare, care au fost interesați, care au vrut să afle un pic mai mult. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Și sămânța căzută în locurile stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el. Și ține până la o vreme și când vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Primești cuvântul și dintr-o dată pus în fața lui Hristos afli că trebuie să renunți la relația pe care, la care ții, care nu-i după voia lui, că trebuie să renunți la modalitatea în care îți trăiești viața, furând, mințind, înșelând. Trebuie a zis, nu, e prea mare prețul și le lași de-l încolo pe Hristos. Uitați-vă, dragii mei, câți intră în apa botezului și câți mai rămân.
inima mea este hotărâtă de deciziile mele. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă cuvântul și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege, el aduce roadă, un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Aș vrea să închei cu o întrebare, cu o provocare. Dacă mă uit atent, am trei pași de făcut. Aude cuvântul, înțelege cuvântul și aduce roadă trăind cuvântul. Sunteți de acord? Asta este sămânța căzută în pământ bun. Întrebarea care mi-o pun și ți-o pun și ție, unde se frânge procesul în viața mea? Nu vă pun să ridicați mâna. Câți dintre voi vă mulțumiți doar să auziți cuvântul? Nu vă întreb câți ședeți în bănci și nici nu-l auziți, asta nu vă întreb, sunt destui aici. Vă gândiți la cine știe ce alte lucruri și bifați căsuța religioasă pe care credeți că Dumnezeu este foarte mulțumit de ce face. Câți dintre noi, în timpul săptămânii, în mod intenționat, așa ca și negustorul care caută un mărgăritor de mare preț, căutăm un loc în care să putem pune întrebări, să putem înțelege ceva mai mult. Am fost la Bistrița și am discutat cu Vali, a fost o dată la seara de tineret cu noi, vreo 4 ceasuri, și îl cunosc de mulți ani cu toate întrebările lui. Și când plec, s-a uitat în ochii mei și mi-a zis, numai când mă alungi, n-am să mai vin luni seara. El vine de la Bistrița, stă 3 ore, la cuvânt se întoarce înapoi la Bistrița. Numai dacă te vei scula și mă vei da afară, numai atunci nu mai vin. Unde se frânge procesul? Cartea aceasta legii spune Dumnezeul lui Iosua să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei lucra cu înțelepciune și atunci vei izbândi în toate lucrările tale. Lăsați-mi voi să închei desfăcând versetul acesta. Cartea aceasta legii, citiți cu mine, să nu se depărteze de gura ta. 2. Cugetă asupra ei zi și noapte. 3. Căutând să faci tot ce este scris în ea. Ca să nu se depărteze de gura mea, trebuie să am o relație sistematică și reală și vie cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mi-am făcut loc în săptămână în care stau și citesc Scriptura ca să-mi vorbească Dumnezeu. Vă spuneam, Dumnezeu nu-i mulțumit că am memorat versete. Ceea ce mă ține, îmi ține inima pe cale, este să cunosc căile Domnului, tiparele în care El lucrează și El este același ieri, azi și în veci. Să presupunem că citesc cuvântul și supărarea mea este că se întâmplă așa de greu lucrurile, așa de greu e achip Hristos în mine. Adu-ți aminte de sămânța de muștar, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în inima ta la vremea Lui, dar tu ține-te de comoara aceasta, indiferent ce-ar fi. Cuget asupra ei zi și noapte. Cu alte cuvinte, ce ai auzit, fă tot ce stă în putință să înțelegi. Iar pentru asta trebuie să pui întrebări. Dacă n-ai nicio întrebare, ce ai auzit, intră pe aici, este pe aici, vin păsările cerului și diavolul și fură sămânța. Vă spun, alții au zis-o înaintea mea, 5% din ce ai auzit astăzi vei ține minte peste 24 de ore. Restul s-a dus. Dacă schimbi, pui o întrebare, procentul crește la 80%. Dar asta înseamnă să cauți mărgăritarul. Nu să stai să dea peste tine, să cauți mărgăritarul. Și al treilea lucru, căutând să faci tot ce este scris în ea. Bucură-te de fiecare pas mărunt pe care Duhul Dumnezeu îl face în viața ta. Dă-i slavă pentru asta.
și mâine își va dubla lucrarea în inima ta. Dragii mei, studierea și înțelegerea Scripturii n-au nicio valoare dacă nu duci procesul până la capăt, la rodire, la trăire în ascultare de cuvânt. Vă rog, spuneți cu mine, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava. Amin. E adevărat? Dorești atât de mult împărăția lui Dumnezeu încât ești gata să vinzi totul ca să o ai? Domnul să ne ajute să dăm răspuns în inimile noastre la aceste întrebări. Amin.